Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a anunțat că în acest weekend peste 10 milioane de teste rapide COVID destinate preșcolarilor, elevilor și personalului din învățământ au ajuns în depozitele inspectoratelor școlare. Astăzi acestea vor fi distribuite beneficiarilor, urmând a fi utilizate de îndată. Procesul de achiziție a 18.500.000 de teste rapide de salivă pentru depistarea COVID-19 a fost reluat după ce vineri Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins ca nefondată contestația depusă de un operator economic privind această achiziție, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.